Casa de Asigurări de Sănătate Gorj face controle ample la cabinetele medicilor de familie. Instituția a efectuat acțiuni de verificare la cabinetele medicilor de familie, inspectând numărul consultațiilor și serviciile medicale, dar și al serviciilor realizate de aceștia după ce unele cabinete au avut facturi uriașe. Au fost efectuate 7 astfel de controle de la începutul anului până în prezent, dintre care 3 controle tematice și 4 controle operative. Ca și deficiențe constatate la medicina de familie, o să amintesc aici nerespectarea programului de activitate, nerespectarea condițiilor prevăzute în contractul încheiat cu Casa de Asigurări Gorj, privind consultațiile la domicilii sau serviciile medicale diagnostice terapeutice. De asemenea, au fost constatate nereguli privind eliberarea certificatelor medicale și aici am amintit certificate medicale care nu au fost însoțite de planul de urmărire a evoluției bolilor. Au mai fost constatate și nereguli privind codul de diagnostic scris pe certificatul medical. Au fost constatate și nereguli privind codul de diagnostic scris pe certificatul medical cu ceea ce era consemnat în registrul de consultații. Și la acest domeniu de asistență medicală au fost constatate deficiențe în ceea ce privește neconsemnarea în fișa pacientului sau în registrele de consultații a tuturor rubricilor prevăzute în legislație. Reprezentanții CAS Gorj verifică și dacă medicii sunt prezenți în cabinete. Medicii se plâng însă că pacienții sunt nevoiți să aștepte pe hol din cauza acestor controle.